Ia cu sufletul la gură, o zi care a adus lacrimi în rândul familiilor victimelor. La Caracal a avut loc cea de-a doua reconstituire în cazul crimelor care au îngrozit România. Principalul suspect, Gheorghe Dincă, a fost dus încătușat să le arate anchetatorilor pas cu pas de unde a luat-o pe Luiza Melencu, prima fată dispărută în luna aprilie, și unde a ucis-o, conform spuselor sale. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Gheorghe Dincă a fost dus la orele prânzului pentru reconstituire la liziera unde indica acum câteva săptămâni că ar fi aruncat rămășițele trupești ale Luizei Melencu. Anchetatorii au găsit acolo un sac cu fragmente umane și cenușă, dar expertiza nu a arătat clar cui aparțin acestea. Potrivit raportului INML, ar fi vorba despre o fată cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani. Cazul Luizei nu sunt la fel de clare pentru că nu avem niște analize care să ne elucideze. Reconstituirea uciderii Luizei s-a încheiat cu locul în care Dincă susține că ar fi aruncat lucrurile personale ale fetei. Chiar în aceste momente are loc ultima parte a reconstituirii din cazul Luizei Melencu. Gheorghe Dincă le arată anchetatorilor locul în care a aruncat un rucsac care aparținea Luizei pe marginea unui drum din Slatina. Încă de la ora 8:50, principalul suspect a fost dus să refacă traseul parcurs acum 5 luni, când a luat-o pe Luiza Melencu la ocazie spre Caracal. Din 14 aprilie, nimeni nu a mai văzut-o pe fata de 18 ani. Procuror, faceți-vă datorie! Faceți-vă datorie! Faceți-vă datorie, băi, procurorilor! Nu mă acoperi exagurile societății! Dincă a dezvăluit că odată ajuns la jumătatea drumului dintre Caracal și satul Doljean Radomir, s-a răzgândit și s-a întors cu fata în mașină. Principalul suspect de crimă a oprit caravana anchetatorilor și în locul în care ar fi aruncat telefonul Luizei. Gheorghe Dincă a fost dus din nou și la Casa Ororilor, unde a arătat cum a ucis-o pe Luiza, conform declarațiilor sale. Nici această reconstituire nu a fost lipsită de incidente. Sfâșiate de durere, rudele Luizei au încercat să treacă de forțele de ordine și să ajungă la suspect. E o zi grea, trebuie să suportăm experiența. Noi credem că Luiza nu e moartă. Sufletul nostru ne spune că nu e moartă. Să spună nenorocitul ce-a făcut cu fetele. Câinele de om. Pe parcursul reconstituirii, mama Luizei s-a simțit rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În schimb, Gheorghe Dincă nu a arătat că ar fi fost afectat de ceea ce susține că ar fi făcut, respectiv uciderea a două tinere. Dacă reconstituirea va fi făcută în sens corect, în care Dincă este pus în situația de a explica ce a făcut, cum a făcut, este foarte bine că este făcută, iar dacă reconstituirea este făcută în sensul în care Dincă este învățat ce să spună, cum să spună și care dintre două, trei variante pe care le are să o spună acum, atunci nu este benefică. La fel ca în prima zi de reconstituiri, o polițistă a jucat rolul Luizei. Aceeași care a jucat și rolul Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani, despre care Dincă spune că a omorât-o în iulie la scurt timp după ce a luat-o și pe ea cu mașina la ocazie asemeni Luizei Melencu. Discutăm despre toate acestea cu Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bună seara! Bună seara! Și în direct cu noi domnul Andrei Banu, fost ofițer de investigații criminale la Prahova, e în legătură cu noi. Vă spun bună seara, domnule Banu! Bună seara! Încercăm să ne dăm seama în primă fază și contez pe dumneavoastră să ne lămuriți ce scop, la ce trebuie să ducă ceea ce s-a întâmplat astăzi, ca și ceea ce s-a întâmplat ieri, de altfel, în cazul Alexandrei Măceșanu. Ce ar trebui să reiasă? Vreau să încep cu o precizare. Eu tratez acest caz
tipic de criminal în serie, separat de celelalte aspecte legate de trafic de persoane și de alte infracțiuni în care probabil a fost implicat. Celelalte aspecte, dacă sunt cercetate, analizate de alți specialiști, de alte persoane, o să ducă la înțelegerea deplină a acestei activități a lui Dincă. Deci eu practic cercetez numai acest tip de criminal în serie și vreau să vă spun, repet, am aici 1500 de pagini legat numai despre Caracal, toate informațiile din mass media, tot ce am luat din toate cărțile de specialitate, toată experiența mea de 33 de ani, absolut da. Tot ce înseamnă analize, expertize, absolut tot ce trebuie și vă vorbesc tipic de acest caz. Criminal în serie, care a început să recunoască și menține această recunoaștere, această cooperare cu poliția, această reconstituire fiind deja un efect al acestei recunoașteri și acestei activități a lui, de a se ușura de această povară care înseamnă o crimă, care o apasă enorm de mâncarele roade, și această reconstituire care s-a făcut acum, de regulă se face la finalul activității de urmărire penală. Da. Urmează ca, pe lângă această reconstituire care se facă, să se atașeze celelalte expertize, analize genetice de la Institutul Medico-Legal, de la Institutul de Criminalistică, care să completeze tot acest tablou infracțional. Legat de această reconstituire care s-a făcut astăzi și ieri, așa, eu tratez reconstituirea pentru ambele zile. Aceasta s-a făcut în baza unui plan foarte bine structurat. Având în vedere rezultatele de la cercetare la fața locului, depozițiile inculpatului Dincă, celelalte date stabilite din toate verificările care s-au făcut și s-a pus pe acest plan, pe momente, pe modalitate, pe deplasare, pe iter crimin, această mare scenă a crimei, în așa fel încât la final să avem o imagine foarte clară a ceea ce s-a întâmplat. Această reconstituire se materializează prin proces verbal cu foarte multe anexe legate de filmări, de fotografii judiciare, care practic ne conturează acest tablou. Practic este o imagine vizuală a ceea ce s-a întâmplat acolo, care să ne facem să înțelegem ce s-a întâmplat. Această reconstituire care s-a făcut aici nu trebuie confundată cu experimentul judiciar. Faptul că a fost văzut astăzi în curte cu un manechin, că l-a dus și l-a introdus în butoi și a dat foc, nu înseamnă experiment. Asta înseamnă o parte din reconstituire care s-a oprit la acest butoi, butoi urmând fi analiza unui experiment judiciar care se face de către specialiști. Bun. Asistați de procurori, de polițiști, absolut tot ce trebuie. Și acolo se țin cont de foarte mulți factori, de mediu, de temperatură de ardere, de substanțe folosite, de corpulența victimei. Și am auzit fel de fel de aberații ce să se introducă în acest butoi. Să se ia un cadavru de la morgă, să se introducă fata polițista. Dom'le, astea sunt niște aspecte care practic n-au ce căuta într-un raționament normal, sănătos. Acest experiment se face pe două fronturi. La fața locului, condițiile cum s-a întâmplat și experiment de laborator. Vă dau un singur exemplu, un laborator. Iar dacă putea să ducă în brațe fata de 50 de kilograme care avea, da, Alexandra sau Luiza eventual. V-am dat un simplu exemplu. Bun, da, am înțeles. Întrebați-mă, vă rog. Așa, vroiam să vă întrebăm, având în vedere perioada lungă, scursă de la această crimă, așa cum spune Dincă, ea s-a întâmplat undeva în primăvară, la sfârșitul lunii aprilie, cel mai probabil. Da. Reconstituirea asta cât de relevantă este? Practic se merge pe urmele spuselor sale, numai că spusele sale au fost de la început contradictorii din ce știm. Deci, această reconstituire de regulă, ca și experimentul de regulă, se face la sfârșitul activităților. Sunt situații în care se poate face și la început, dar nu în cazul respectiv de față. Dacă urmărim comportamentul lui Dincă, avem trei etape. Prima dată a acuzat polițiștii atunci când a intrat peste el dimineața în casă că a fost lovit, imobilizat, dus la expertiză, tot care s-a dovedit, dar nu fi reală afirmația lui. Vom avem negarea lui de cele două crime, după care a intervenit această confianță, această recunoaștere care și-o menține în continuare. De ce și-o menține, domnule? A dat de polițiști adevărați, de echipă de procurori și polițiști care a simțit că e singura salvare a lui, domnule.
Și salvarea lui constă în faptul această recunoaștere ca circumstanțe atenuante. Una este să fii condamnat pe viață, cum prevede codul penal, alta 15-25 de ani, alta un LCM sau viol urmat de moarte, care e altă încadrare, și el nu are decât numai de câștigat din această recunoaștere a lui. Și am văzut fel de fel de idei legate la aceste recunoașteri, de opinii legate că este dirijat, că este sugestionat. Sau că vrea să protejeze pe cineva, de fapt. Asta înseamnă... este principala contraipoteză, să zicem așa, că vrea să protejeze pe altcineva, luând asupra lui. V-am spus că e alt aspect, care nu vreau să-l discut, acest aspect. Bun. Această conlucrare la reconstituire, acest dialog cu polițiștii și cu procurorii, cu ofițerii criminaliști, înseamnă o punere de acord a modului cum să acționeze. Criminalistul, când îi face fotografie și îl filmează, îi spune poziția cum să stea. Nu înseamnă fă așa cum zic eu. Practic, acolo e o dirijare, e un film, domnule, care se face, în care regizor și actor și actorii care joacă acolo. Și trebuie să iasă totul film, domnule, trebuie să iasă normalitate, să iasă lucru corect făcut, ca o probă indubitabilă. Domnule Banu Lidian, asta se sunt. Și eu am mers de la început pe ipoteza criminalului în serie și încă cred în această ipoteză. Da? Însă pentru persoanele care consideră că există și un posibil trafic de persoane, aș vrea să explicați puțin sau să spuneți de ce credeți dumneavoastră că două instanțe de judecată, și procurorii din Craiova, dar și procurorii de la DICO Central, care au preluat această anchetă și au deslușit-o, zic eu, în mare parte, au menținut acuzația traficului de persoane. Haideți, procurorii, să spunem, au făcut o acuzație, caută probe, audiază, dar două instanțe de judecată, judecători, au menținut această infracțiune pusă în sarcina lui Gheorghe Dincă. Ne-ar putea duce către ideea că ar putea fi făcut și un trafic de persoane? Sau este, doamna, un criminal în serie tipic? Chiar dacă e puțin atipic, vă explic și de ce e atipic. Referitor la ce m-a întrebat doamna Liliana, deci aici aspectul de trafic de persoane se menține, v-am spus însă că îl tratez separat numai pe acest tip de criminal în serie. Nu intru în celelalte aspecte pentru că nu le cunosc când de ajuns și am spus de la început scopul acestei emisiuni să mă leg numai de criminal în serie. Restul de trafic, cei care vorbesc, avem un tablou integral a întregii activități a lui. Permiteți să mă atașez numai pe acest criminal în serie, atipic, cum a spus cineva înainte. De ce este atipic? De regulă, criminal în serie, când aleg victimele, aleg și locații repetitive, unde abandonează victimele la vedere, unde le omoară. Aici de ce e atipic? Avem faptul că le-a dus pe amândouă în acest loc controlat de el, care înseamnă casa lui. Da, este puțin atipic el în această modalitate de acționare a unui criminal în serie. Organizat, acționat din impuls, senzații tari, repetitiv, la intervale de timp, cu un traseu itinerant foarte bine controlat, calculat de el, victime vulnerabile, potențiale, fete tinere, formă activitatea de scăpare de cadavre. Deci cam asta e foarte mare de ce este el atipic. Dar se încadrează tip în categoria de psihopat sexual, criminal în serie. Mai e un lucru atipic pe care, dacă tot ați adus vorba, aș vrea să-l discutăm și care revine așa recurent, să zicem, în toată discuția asta publică despre ce ar fi făcut Dincă, și anume faptul că ar fi ucis-o pe Alexandra Măceșanu după ce aceasta a sunat, evident, la poliție, dar în legătură cu acest episod, adică ar fi aflat că a vorbit cu cineva și a ucis-o, și aici apare întrebarea de ce să face asta știind că poliția a fost anunțată. Aici e o întrebare. Întrebarea e, trebuie să ne punem în mintea psihopatului sexual, a unui om care e puțin dezechilibrat, nu vreau să o dea alt calificativ. Aici, în practică, am întâi acele bizarerii, acele anormalități, acele conduite care nu pot fi explicate. Mintea lui nu poate fi explicat tot acest proces. În momentul respectiv, reacția lui, asta a fost, ca să o suprime pe ea, știind ulterior că poate fi localizat pe telefon, că poate fi prins, că trebuie să scape de cadavru și celelalte aspecte. Ăsta este bolnavul psihic, bolnavul psihopatul sexual. Aici, a scăpat de cadavru aici, dar nu a scăpat de telefon. Telefonul a fost găsit în casă. Exact. Da, foarte multă lume... Face parte tot
Foarte multă lume ne-a scris care a urmărit cazul suspectând că, de fapt, Dincă n-a știut exact că acel telefon a fost folosit și că nu s-a bazat mai degrabă pe lentoarea poliției în intervenție, ci n-a știut că a fost anunțată realmente poliția și atunci vroia oricum să scape de cadavru. Da, nu avea într-adevăr o cartelă, avea o cartelă prepay care nu mai putea fi folosită în efectuarea apelurilor. Însă cel mai probabil nu a știut că apelurile la 112 sunt apeluri de urgență și pot fi folosite chiar dacă nu ai credit pe cartelă. Exact. Dar mă gândesc că la momentul respectiv, Dincă fie nu a mințea că de aceea a omorât-o, că n-a omorât-o, că ar fi sunat la 112, e posibil nici să nu fi văzut. Asta nu se lega, de fapt. Dacă știi că ai sunat și că vine poliția, de ce o mai... El, vă dați seama că el a avut timp să vadă și la televizor până să fie reținut anumite informații și probabil a văzut că adolescenta a sunat la 112 și și-a justificat în primă fază o presupusa ucidere, că deocamdată beneficiază de prezumția de nevinovăție, prin faptul că ar fi prins-o sunând la 112 și s-a supărat și a lovit-o. Atenție, a spus că a lovit-o, a căzut și a murit, pentru că aici ar fi lovituri cauzatoare de moarte, dacă ar fi putut să convingă anchetatorii că așa stau lucrurile, ori pedeapsa este infinit mai mică. Da, doar că a apărut episodul arderii cadavrului, nu? Ceea ce agravează situația, pentru că dacă ai omorât pe cineva accidental, faptul că... Profanare de cadavre, care pe lângă infracțiunea de omor calificat este iarăși un nimic. La noi nu se adună infracțiunile, adică nu ar... Da, domnule Ban, raționamentul așa e. Mă întorc la această idee că a trecut mult timp în acest caz particular al anchetei în privința lui Izei Melencu. Au trecut niște luni de zile și deja știm că la începutul declarațiilor sale, Dincă a ezitat, nu mai știa unde a spus că a aruncat cadavrul și așa mai departe, în ce râu. Cât de relevant e, mă întorc la idee, cât de relevant e să pui toate lucrurile astea cap la cap? Ce fac, de fapt, anchetatorii? Se hotărăsc la una din variante? Le-a zis vreo trei, să zicem. Și acum ce fac? Încearcă să fixeze una dintre ele? Domnule, în anchetă, în acest, cum să zic eu, în acest artă de a pune întrebări și de a obține răspunsuri, care e o întreagă artă, sunt fluctuații în declarații. De la negare, mitomanie, recunoaștere parțială a adevărului, până la recunoașterea totală, confesarea totală. Domnule, ca la o spovedanie, domnule. Când te duci la un popă, că polițistul, procurorul și un popă, în care ăsta să spovedește, domnule, să scape de păcate. Mi-a venit o idee acum, așa că e normală comparația care am făcut-o. Deci, în această situație la el, practic, el asta a găsit soluția, cum spunea și doamna dinainte, soluția, recunoașterea și cooperarea de plin înseamnă o micșorare, o dozare a pedepsei să scape de pedeapsa de condamnare la închisoare pe viață. Există acest profil, să spunem, al polițistului care poate să obțină aceste lucruri față de alții, pentru că iarăși s-a discutat despre asta, a găsit polițistul potrivit căruia să-i spună aceste lucruri. Domne, eu am avut zeci, am avut și o groază de criminal. Domne, aici este contopeș cu el, domne. Trebuie să transpir ca ei. El să ia mirosul tău, tu să iei mirosul lui, domne. Domne, nu te dezlipești de lângă el. E neras el, neras tu. Miroase gura, miroase gura ta. E flămândă la ești flămând tău. Bei, mănânci cu el un sevin și pe masă. Trebuie o artă mare. Am stat acum 18 ore, domnule. De dimineața până noaptea, dimineața la 3, domnule. La asemenea discuții. Trebuie să ajungi, domnule, să scape de aici. Domnule, el trebuie să ajungă la momentul în care se dispară toată cenzura lui, să iasă sub inconștientul, domnule, la față, la conștient. El se ușurează enorm de mult, domnule, e ceva incredibil. Ați văzut fizionomia lui, comparativ la început, când era pe stâlpul ăla jos acolo, parcă pica tot cerul pe el, crimele care era pe el. L-ați văzut ieri și astăzi fața lui cum e transformată, fizionomia. A scăpat, domnule, de presiunea asta, indiferent de pedeapsă care e. E o ușurare psihică pentru el, pentru toți criminalii, mocir, vă spun, și pentru toți. Soția a recunoscut, a scăpat de această povară enormă, domnule. În ce ordine cronologică, domnule Banu, se desfășoară o reconstituire? Acum încercând să intrăm din nou în detaliile acestor zile, ieri și azi, aceste zile care, ziceam, au ținut România cu sufletul la gură, pentru că se așteaptă foarte multe, de fapt, de la
evenimentul ăsta al reconstituirii. Am înțeles. Deci aici avem de-a face cu profilul geografic, da? Care înseamnă un mare areal în care avem aici locul unde au fost acostate fetele, urcate în mașină. Primul loc, da? Avem loc principal și loc secundar în profilul geografic. Ăstea sunt locuri secundare. Locul principal e casa lui. Deci avem afară de locul unde l-a luat pe fete, avem traseul pe care s-a deplasat. Iter criminis, da? Drumul criminalului. Cu fluctuație. La al doilea caz s-a dus până la revenit. Al treilea rând avem locul principal, care este loc geospațial, cum se zice, care este casa lui, locul lui unde se simțea siguranță, unde era toată siguranța lui că poate să comită ceea ce s-a propus. Ulterior, ca element principal. După care avem celelalte aspecte legate de împrăștierea resturilor osoase. Toate acest areal geografic care face din profilul geografic care se întinde pe vreo 30 de kilometri face parte din această arie acoperită de el. Cu alte cuvinte, trebuie să situezi criminalul cu victima în același loc. Situație în timp și spațiu, pe care le-am avut perfect. Aceste date s-au stabilit și până cercetarea la fața locului la el acasă, până declarația lui și atunci reconstituirea n-a făcut decât să pună cap la cap toate acestea adunate. Și să stabilești o ordine foarte clară, foarte precisă, cu moment, cu timp de deplasare, cu echipă, cu filmări. E o artă mare, am participat la 2-3 de astea, e știință mare. Și aici, dacă îmi permiteți, aș vrea să laud, domnule, această echipă de anchetatori, sub coordonarea procurorului, polițiștii de investigații criminale și de crimă organizată, care au făcut un lucru extraordinar, domnule. Ceva incredibil, păcat că târziu. Trebuia de la început să se implice da, în acest caz. Ăsta pare să fie un cuvânt cheie și vă întreb pe amândoi, în ce măsură această întârziere a făcut să se piardă amănunte relevante, amănunte importante, pentru că cu toții suntem de acord, plecând de la ce spuneți dumneavoastră, experții, că la început s-a acționat execrabil sau în orice caz neconform, dacă vreți, ca să folosesc un cuvânt mai blând. Vă dau un impact extraordinar de care ne afectează absolut pe toți. La un sondaj făcut de curs, vinovați așa, 71 e poliția, 41 procuratura, 20% STS-ul, 31% legile proaste și 7% politicieni. Dacă adunăm legile proaste și cu politicieni care le fac, ajungem la aproape 40%. Deci vedeți culpa asta care e o culpă comună, domnule. Eu înțeleg că noastră vă referiți în plan reputațional și e foarte corect ce spuneți, dar în planul anchetei, să spunem. În acest că bâșbuiala se putea, da, se putea preveni. După mine, cum am spus-o, Alexandra putea fi salvată. Cu o singură condiție, că cel care a primit mesajul de la 112 să fi cunoscut topografia locului, să fi știut cum discută cu ea și să fi avut la îndemână toate mijloacele echipe care se deplaseze urgent la acest loc. Îmi vine minte aici unde sunt sectoriștii de altădată care știau absolut tot ce înseamnă. Unde sunt șefii de posturi, nu dispersați pe secție de poliție în care după ora de program dai telefon la 112 primarul că nu are polițiști la el. Sunt multe de povestit. Cu amărăciune vă spun. Deci, în opinia mea, întârzierea anchetei a dus la și întârzierea cercetării și la lucrurile pe care nici până acum poate nu au ieșit la iveală. Imaginați-vă că aici a fost un noroc fantastic că exista presupusul criminal, pentru că o ratare a anchetei într-un caz de omor în primele 72 de ore este foarte posibil ca autorul să nu mai fie prins. Să rămână necunoscut. Să rămână necunoscut. Da. Avem situații, avem cazuri foarte multe de omor, vreo 650 de cazuri de cam 400, cam 400 sunt cu autori necunoscuți la nivel național. Au fost acum 3 ani, asta vreau să spun, situația este absolut îngrijorătoare. Dacă în 2015 numărul omorilor cu autori necunoscuți era la 345, acum numărul aproape s-a dublat, este la 630-640. Ceea ce arată încă o dată
Pot să mai punem încă o dată întrebarea domnului Banu. Unde sunt profesioniștii de altă dată? Pentru că creșterea aceasta poate sună ca un număr, însă creșterea infracționalității într-un mod galopant practic duce la astfel de situații. Pentru că gândiți-vă, Gheorghe Dincă era o persoană absolut normală. Până la 66 de ani avea familie, 4 copii, 5 nepoți. Soția locuia, înțeleg, în perioada în care ar fi fost răpită Luiza, alături de dânsul. Adică probabil că nici nu te-ai fi gândit vreodată că persoana respectivă, ca vecin sau că persoana respectivă ar putea să recurgă la asemenea. Sigur, criminalii în serie în general sunt cam singurantici. De aia spuneam că ar fi atipic. Exact. Nu au prieteni, nu au, de el avea prieteni, el avea familie. Mă rog, familia se cam îndepărtase, dar nu știm motivele pentru care se îndepărtase în urmă cu 10 ani, dar în urmă cu 10 ani, din că de asemenea se apropia de 60 de ani, adică nu era o persoană chiar singuratică. Este foarte atipic. Mm-hmm. Și vreau să-l mai întreb pe domnul Banu, dacă din experiența dumnealui, chiar crede în varianta lui Gheorghe Dincă că ar fi ars în întregime cadavrele celor două fete, pentru că aici există de asemenea așa multe semne de întrebare pe care numai un specialist le poate cât de cât lămuri. Da, vă răspund la prima întrebare, mi-aduce aminte din stihurile jupânului François Viau. Où sont les neiges d'antan? Unde sunt zăpezile de altădată? Unde sunt meseriașii de altădată, doamnă? E o ruptură totală între generațiile de polițiști vechi, doamnă, care încă mai sunt în câțiva ani. Mai sunt specialiști acum, dar probabil sunt foarte puțini și atunci nu poate să fie peste tot. Să pierd. Gândiți-vă că în țară... Da, sau sunt coordonați necorespunzător, să zicem așa, dar asta e probabil o altă discuție pe care noi o avem de câte ori avem ocazia cu politicienii pentru slaba calitate a acestor personaje care populează funcțiile de conducere și numirea lor mai degrabă politică în multe cazuri. Cum ziceam, a șefilor, exact, cum ziceam, e o altă discuție. Aș vrea să vă mai întreb ceva, domnule Banu. Ați pomenit foarte de... Să mă răspund legat de Butoi. Vă rog. Deci acolo în Butoi, cu combustia respectivă, o să se facă un experiment judiciar, care am spus, cu specialiști. După mine, și sper să nu mă înșel, a fost o combustie nefinalizată, neconsumată în totalitate, urmată de dezmembrări și de concasări ale oaselor și împrăștierea lor. Din aceste oase, misterul de ce nu se poate extrage ADN-ul, osul calcinat, osul ars, nu mai păstrează celula care este depozitarul genomului, de unde se poate extrage ADN-ul, adică cu nucleu, cu citoplasmă și cu membrană. Uh-huh. La Institutul Medico-Legal se secționează absolut toate, o procedură foarte complicată în care eu cred și sunt convins că o să iasă și ADN-ul când o să dăm de această celulă. Plus, revin iară la această expertiză entomologică a insectelor care stă pe resturile osoase. Acele insecte care vin în ordine și se atașează pe ele, fiecare și așteaptă rândul. Sunt 100 de specii de insecte care vin. Și în funcție de care găsești, stabilești vechimea osului. Ba mai mult, din sângele luat de aceste insecte după cadavru, după resturile osoase, se poate scoate ADN-ul. Cu alte cuvinte, de solul respectiv supra ADN-ul se scoate și se analizează la IML. E mult de lucru aici, doamnă. Ce durată ar avea un astfel de experiment, o astfel de investigație, domnule Banu? Luni. Câteva de zile luni vorbim? Acolo bune. Câteva luni, da. Câteva luni de zile. Vreau să vă întreb, pentru că ați folosit acest termen amândoi, criminal în serie. Noi vorbim aici de o persoană, după părerea dumneavoastră, care de la început are intenția de a ucide sau despre un violator care, ca pas 2, își elimină victimele din diverse motive, fie pentru că își dă seama, nu știu, ca în cazul Alexandrei, că poate o caută cineva și îi se va da de urmă, fie pentru că pur și simplu ăsta e planul de la început. Despre ce vorbim exact? Deci dacă spuneți că el are televizor în cameră și aude tot ce trebuie, trebuie să spun că e viol și omor. Nu, domnule, e un criminal în serie. De la început a știut ce vrea. La el, practic, tot acest periplu de agresiuni sexuale anterioare care le-a avut,
Aici la un psihopat sexual sunt mai multe etape, domnule, de alegerea victimelor. Și ultima etapă e cum scapă de victime, domnule. Și scăparea de victime nu e decât până omucidere, domnule. Bun, deci este partea unui plan inițial, asta ca să elucidăm cumva teza că accidental sau din diverse circumstanțe procedează și la crimă. Că nu există niciun fel de probă prin care Luiza cel puțin s-o fi violat, cel puțin din declarațiile lui, pentru că este una dintre probele cheie într-un dosar de omor. Nu i-ar fi propus să întrețină relații sexuale, fata a refuzat, fapt pentru care ar fi lovit-o, și scenariul îl știți de la Alexandra, n-are rost să-l descriem, având un impact emoțional foarte mare. Deci nu putem vorbi despre un violator. Cred că intențiile lui prime nici măcar nu erau violul. Sigur că probabil încerca sau asta, el era clar că avea intenția să le omoare, pentru că gândiți-vă, putea să le violeze. Sunt atâtea cazuri, mai ales au fost chiar și în Caracal, când tinerile nu spuneau, putea să le șantajeze emoțional, avea la îndemână multe pârghii, astfel încât de la un viol la o crimă este o minte criminală între ele. Adică violatorii tipici nu omoară victimele nici pe departe. Bun, de-aia întrebam dacă anumite circunstanțe ar fi favorizat, să zicem, crima, adică panica, ideea că s-a sunat la poliție, ideea că, nu știu, fata spune e cineva pe urmele mele care o să te găsească și așa mai departe. Lucruri de genul ăsta. Ce urmează, domnule Banu, după acest episod al reconstituirilor și după prezumtivele experimente de laborator despre care ne vorbeați mai devreme? Păi urmează, deci să aflim printre ultimele acte care se fac într-un dosar de asemenea anvergură, reconstituirea experimentului. O să se aștepte celelalte expertize care vin de la Institutul Medico-Legal și de la Institutul de Criminalistică. O să se atașeze foarte, foarte sugestiv și foarte probant această reconstituire și acest experiment filmat, care înseamnă ceva incredibil de clarificat și de a lămuri toate aspectele, cât și de a elimina unele neconcordanțe și întocmirea rechizitorului, la care se atașează toate aceste, inclusiv expertiza medico-legală, poligraful, cred că o să se facă și testarea la poligraful, o să clarifice absolut toată această activitate infracțională a lui soldată cu cele două victime. Eu consider că de două luni de zile am adunat toate actele, am ajuns aproape un maniac de acest caz și de tot ce înseamnă criminal în seria, studii întregi. Misiunea mea s-a terminat, nu mai încerc să mai vorbesc despre acest caz și vreau să, domnule, trebuie nițică comunicare din partea instituțiilor să liniștească lumea asta, că e o lume total bulversată. Cum vi se pare că există un sindrom? Da, tocmai pentru că vă completez cumva, procurorul general spunea că trebuie să recunoască deficiențele de comunicare ale colegilor săi în povestea asta. Mă rog, și ale lui însuși cumva. Sigur că da, și comunicarea trebuie să facă cel care primește toate rezultatele, nu cel care le face. Unde e depozitarul rezultatelor? Îmi vine în minte un celebru sindrom, sindromul Horatio, în care prezentarea unei realități false de unele mijloace mass media sau extensiv prea mult, duce la această bulversare, la crearea unei alte realități paralele pe lângă realitatea care e realitate. Și trebuie să reintrăm în normal, domnule. Trebuie neapărat să reintrăm în normal. Da, spuneați că nu o să mai vorbiți despre asta, dar ce ne facem în cazul foarte trist în care firele duc și către alte posibile victime? V-am spus că eu un om care mă respect ce am făcut toată, n-am lucrat pe trafic de persoane, aș putea să vorbesc, nu mă bag în această problemă. Nu întreba dacă ar putea avea alte posibile victime. Alte posibile victime ale crimelor. Dacă ADN-ul, să spunem, nu a fost cu cel al lui. Păi se încadrează criminalul tip de serie două sau mai multe persoane. Da. Eu am gândit atunci conducerea la Olc ar putea să mai fie încă o victimă. Avem perioada lui de început, prima și a doua de patru luni, avem și înainte, știm că s-a terminat aici. Asta e altă treabă. E de lucru mult comparativ cu suprapunerea celorlalte dispariții pe profilul acesta geografic. Vedem unde a dispărut
Și toată tehnica, toată arta care trebuie să aduci autorul, criminalul, la locul victimei. Ele se întâlnească undeva, cu asta e mare artă, domnule. La o stație de benzină, la un magazin, ia mănene pe traseu, e mult. Dar deocamdată trebuie să scăpăm de această presiune, dosarul să meargă înainte, arestul, cercetări ulterioare. Vi se pare că sunt lucruri care nu se leagă, domnule Banu? Vă întreb ca expert, pentru că noi, sigur, în presă sau în fața televizorului putem specula oricât. Fiecăruia dintre noi se pare că ceva nu merge suficient de repede sau că nu se înșurubează cu celelalte lucruri. Dumneavoastră, ce vi se pare? Știți, aici e presiunea enormă a mass media, domnule. Deci dacă nu se făcea de la început această presiune mass media benefică, în cea mai mare parte, benefică, probabil că se tratau și aceste cazuri ca celelalte. Mă gândesc. În sau probabil că Gheorghe Dincă stătea bine mersi și acum în Caracal. Știți? Că au posibil, fost multe sigur. Dispariții în Caracal și nu s-a impacientat nimeni. În al doilea rând, cu mare amărăciune, se pare că la nivel local nu mai avem meseriași, nu mai avem specialiști. Și trebuie neapărat să vină să preia structurile centrale toate aceste anchete. Noi, domne, când eram, zice, băi, bătrâni ăștia, boșoroși, ce mai căutați, domne? Domne, Nichita Stănescu avea o vorbă, domne, ploieșteanu, emblema Ploieștiului. Nu sunt bătrân, domne, sunt străvechi, domne, care înseamnă mult, domne, străvechi. Din păcate, sunt total abandonat, de toată generația de polițiști vechi, în toată țara, numai la noi, ruptură totală cu ăștia tineri, cu ce să facem, domne, asta e situația. Mă calcă mâine tramvaiul, am 2 metri de documente de experiență care, dacă nu erați dumneavoastră, vă rog să mă credeți, aici numai Caracal, uitați ce e aici, domnule. Pot să fac un studiu de caz exhaustiv, domnule. Pe care de altfel îl și așteptăm, domnule Banu. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție și pentru toate amănuntele și explicațiile pe care ni le-ați furnizat. Mulțumim încă o dată. Liliana Anastase, noi rămânem cu această poveste a suspiciunilor și a speculațiilor, pentru că, sigur, experții furnizează partea lor de informație, de expertiză. Dar uite, de exemplu, parchetul general s-a pus în mișcare în a încheta, la cererea familiei Alexandrei, modul în care specialiștii IML au făcut expertiza aceea. Familia refuză să creadă că putea fi dat un răspuns concludent și atât de rapid în privința acelor oase, în privința ADN-ului, și acum e anchetă penală, da, în cazul ăsta. La prima vedere poate părea o informație bombă. Conform noului cod de procedură penală, automat cu înregistrarea unei plângeri în care sunt date și niște presupuse probe, pentru că familia Alexandrei Măceșanu are toate motivele să aibă semne de întrebare, pentru că, repet, ancheta a mers foarte anevoios la început, iar ulterior comunicarea a fost cea pe care o știți și aceeași comunicare a fost și cu familia. Însă, odată cu această plângere, automat se deschide un dosar penal. Dosarul penal nu poate fi decât in rem, pentru că nu poți să deschizi un dosar penal pentru că a făcut cineva o plângere. Trebuie să faci niște verificări, iar începerea urmăririi penale in rem este benefică. De ce? Pentru că schimbările din noul cod de procedură penală nu mai permit anchetatorilor să facă niciun fel de procedură judiciară fără începerea urmăririi penale și automat fără înștiințarea celui împotriva căruia se începe urmărirea penală. Și atunci s-a găsit acest artificiu de începerea urmăririi penale in rem, așadar este descoperită o presupusă faptă, iar ulterior pot fi chemate la audieri persoanele care sunt suspectate a fi făcut anumite infracțiuni, cum ar fi favorizarea infractorului. În cazul acesta e un pic așa, că favorizarea infractorului în acest caz este Gheorghe Dincă, iar departe cred că specialiștii INML ar fi avut vreodată vreun interes să-l favorizeze pe Gheorghe Dincă. Nu, dar evident, prin ricoșeu trebuie să așteptăm să fie audiați. Poate putem vorbi de un abuz în serviciu, nu știu, o infracțiune de asemenea din același dosar, prin modul de comunicare, prin modul în care au făcut acele probe, dar eu personal nu cred că specialiștii din INML, care vreau să cred că au probe indubitabile, ar putea vreodată să-l favorizeze cu știință sau cu intenție pe Gheorghe Dincă. Nu cred. Concluzie, pentru că mai avem un minut, Lilian, asta se despre ce ne-a
au arătat aceste două zile foarte tensionate și emoționale al minte, pentru că să vezi lucrurile astea desfășurându-se public, nu? Cu polițist legată, da, cu cureaua, cu felul în care omul pe care chiar îl vezi reconstituind ceea ce a făcut, nu? Ți arată cum a luat persoana, cum a dus-o în casă, cum povestește că s-a întâmplat. La nivel public poate părea o mascaradă, însă sunt convinsă că reconstituirile de ieri și de azi, mai ales cea de azi, având în vedere că în ceea ce o privește pe Luiza nu există probele directe, nu există cadavru, nu există o corelare între ADN-ul prelevat de la părinții săi cu ADN-ul găsit în curtea și în pădurea și în toate locurile indicate de Gheorghe Dincă. Nu a fost găsit telefonul Luizei, nu au fost găsite multe lucruri care ar fi aparținut în momentul dispariției Luizei. Deci este foarte posibil ca reconstituirea de astăzi să convingă dacă declarațiile lui Dincă se corelează cu ceea ce a spus și a făcut la reconstituire. În rest, sigur că la nivel public este șocant să vezi o reconstituire cu televiziunea la ușă, dar fiind un caz atât de... Îl urmărim în continuare, evident. Mulțumesc foarte mult, Liliana Anastase. Ne întoarcem în câteva momente. Nu e nici acum un șef la acea secție specială de investigare a magistraților și s-ar putea ca atât timp cât se mai ceartă magistrații pe cine să fie sau pe quorum, să nici nu mai fie nevoie, pentru că ministrul justiției dă sugestii că această secție ar trebui de fapt desființată de tot. Despre ce e vorba, vedeți în câteva momente când ne întoarcem. Am revenit. Numirea procuroarei Adina Florea în fruntea secției de anchetare a magistraților a ieșuat pentru a cincea oară. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au votat pentru amânarea validării sale. Nu din lipsă de quorum, însă, așa cum s-a întâmplat de patru ori vara aceasta, ci tocmai din pricina contestatei secții pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Alina Sorocean ne explică. Găsită nici astăzi, Adina Florea nu a fost validată în fruntea secției speciale de investigare a infracțiunilor din justiție și asta pentru că se așteaptă un raport al unei comisii formate în cadrul Ministerului Justiției, o comisie care a strâns punctele de vedere de la mai multe instituții importante. Vorbim aici despre Comisia de la Veneția, parchete și inclusiv asociații, puncte de vedere în legătură cu această secție specială și spunea Ana Bircea, ministrul Justiției, de-a de înțeles că punctele de vedere nu sunt tocmai unele bune, care ar da de înțeles mai degrabă că secția specială nu trebuie să funcționeze în forma actuală. Abia după ce va apărea acest raport și va fi prezentat în ședința CSM de săptămâna viitoare, cel mai probabil, se va lua și o decizie în privința Adinei Florea. Este a cincea oară când se amână validarea Adinei Florea în fruntea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Până acum, de patru ori, nu a fost quorum. Astăzi, iată că a fost întrunit quorum, dar există un alt motiv pentru amânare. Despre vot s-a amânat. Doamna ministru a spus că o să facă o informare către CSM, urmare a celor documente primite de la mai multe instituții și asociații. Am informat și plenul CSM-ului că, așa după cum se știa, la Ministerul Justiției există un grup de lucru care a solicitat puncte de vedere tuturor instituțiilor, inclusiv CSM-ului și asociațiilor profesionale, pentru a analiza recomandările GRECO-MCV. Zilele acestea se redactează următorul raport MCV, extrem de important de altfel pentru relațiile României. Un alt punct al acestui grup de lucru în analiză este și cel legat de recomandările Comisiei de la Veneția. Doamna președintă m-a anunțat că o să ne dea un punct de vedere și CSM-ul. Mai sperăm ca în câteva săptămâni, două săptămâni, spun eu, să definitivăm acest raport care vă garantez că va fi făcut public în procedură de transparență. Mai anchetează magistrații în situația în care s-ar închide secția pentru investigare. Speculații și chiar nu îmi pot permite să speculez pe o problemă atât de importantă. Oportunitățile aduse de acordurile de comerț liber ale Uniunii Europene au fost subiectul principal al întâlnirii dintre mediul de afaceri și Camera de Comerț și Industrie a României. La eveniment au participat reprezentanții Comisiei Europene, ambasadelor, dar și ministrul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
Conferința găzduită de Camera de Comerț și Industrie a României, cu sprijinul Comisiei Europene, a adus în atenția mediului business întrebările, dar și soluțiile pe tema acordurilor de comerț liber cu țări precum Canada și Japonia, sau care realizează schimburi comerciale cu Vietnam și statele din Mercosur. Sunt 41 de acorduri ale Uniunii Europene cu 72 de țări, pe care noi, Camera de Comerț, încercăm să le facem publice pentru mediul de afaceri din România, ca să conștientizeze avantajele la ce înseamnă să exporți sau chiar să importi de pe acele piețe, care până de unăzi au fost sub rezerva, dacă vreți, unor politici tarifare, vamale și așa mai departe. Acum, acestea dispărând, rolul nostru este să diseminăm în rândul oamenilor de afaceri oportunitățile date de aceste acorduri. Cred că este o foarte mare realizare pentru România și creează o oportunitate imensă pentru firmele românești, aceea de a fi prezente și de a exporta cât mai mult pe o piață în curs de dezvoltare, o piață de peste 90 de milioane. Modul în care țările din Asia privesc lucrurile este acela de a veni în relație cu camerele de comerț și prin intermediul lor de a ajunge la acel B2B, la acea cunoaștere a partenerului care înseamnă firma românească. Ne străduim să conștientizăm antreprenorul român despre oportunitățile pe care împreună cu Uniunea Europeană, prin semnarea acestor acorduri, le-am creat. Scopul final este acela de a împărtăși experiențele de business și de a prezenta câteva concluzii care ar putea ajuta sau motiva antreprenorii români care doresc să-și internaționalizeze afacerile dincolo de Uniunea Europeană. Un nou caz șocant zguduie Statele Unite. Un bărbat din Florida a fost arestat după ce și-a ucis soția și pe cei 4 copii. Ucigașul a fost descoperit în timpul unui control de rutină pe autostradă. Polițiștii au fost șocați să constate că individul transporta în mașină cadavrul soției, dispărută în urmă cu 6 săptămâni. Autoritățile din statul Florida spun că odioasa crimă s-ar fi produs în urmă cu aproximativ 6 săptămâni, de când rudele nu au mai primit niciun semn de la Casey Jones, femeia în vârstă de 32 de ani. Trupul victimei, mamă a 4 copii, a fost descoperit duminică în mașina soțului. Michael Wayne Jones a fost reținut de polițiști după ce și-a accidentat mașina. Veți dori să-mi puneți cătușe deoarece este un cadavru înăuntru, i-ar fi spus bărbatul polițistului venit la locul accidentului. Ulterior, polițiștii au descoperit și cadavrele copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 1 an. Potrivit autorităților, criminalul ar fi ținut cadavrele în tot acest timp în casă și mașină. After all, everything at the scene has led that we have finally located the remains of all 4 children. As a father, as a parent, it breaks my heart. As a sheriff, it angers me. We put every piece of that puzzle together. May not know why, but we will do our damnedest to find out how it was done. Jones a mărturisit că a comis crimele, dar nu a oferit niciun motiv. Anul trecut, un american din statul Colorado și-a ucis cei 2 copii și soția însărcinată. Ne revedem mâine seară la ora 20. Urmează dosar de politician cu Silviu Mănăstire. Rămâneți cu noi!